Nu, singur mă jucam. Puteam să mă joc și online. Am încercat să mă joc online, dar m-a enervat că nu am bătaie. Bun. Hai să începem cu această poziție. Te uiți la ea, deci dădui drumul la înregistrare. Este dintr-o partidă Nigel Short, Evgeni Bareev, jucată la Tilburg în 1991. Negru este la mutare și a jucat excelent până acum, fără nicio greșeală partida asta. În schimb, Nigel Short, care 2 ani mai târziu, după această partidă, va juca un meci pentru titlul mondial cu Garry Kasparov, pe care într-adevăr l-a pierdut, dar a ajuns acolo sus. Deci Nigel Short a făcut niște inexactități pe parcursul acestei partide. De ce? Datorită deschiderii alese. El s-a jucat aici o apărarea franceză, o variantă Binauer a înaintării, în care albul dă un pion în deschidere numai și numai pentru a obține inițiativă. Și are într-adevăr, dar nu prea avea într-adevăr ceva inițiativă, dar acum nu mai are deloc. Deci practic în acest moment negru este la mutare, are un pion în plus și are avantaj, efectiv. Calculatorul zice că este în avantaj. Baban. Nu decisiv, dar baban. Ce-ai jucat cu negru? Vrei să-ți întorc tabla? Nu știu. Atunci, s-o lasă. Tot timpul să fie cu alb la noi. În momentul când cauți o variantă, vreau doar atât din partea ta, să te gândești că ai în față un om care și el vrea să câștige. Nu sare în ochi mutarea calea pe E5? La asta te gândeai. Cântăm continuarea. Exact, foarte bine. Caută continuarea. Pentru că ascunde o mică șustă, o mică hibă mutarea asta, calea pe E5. Care se vede clar, într-adevăr, calea pe E5, turnea pe E5, turnea pe D6, ți-a mai zburat un pion. Bye, bye. Dar nu cumva albul... Pentru că în partida asta a jucat. Hai să facem un pas înainte. Deci Bareev, încrezător pe el, a jucat calea pe E5. Când de fapt trebuia neapărat să joace turnul din C7 la D7 și să zicem acum cu amenințare calea pe E5, dar și după F4 să-l iau al doilea pion. Și n-am nicio problemă aici. Calculatorul astfel de poziție spune că negru este câștigat complet după ce câștigă și al doilea pion. Însă Bareev se grăbește aici să câștige și joacă aici calea pe E5. Acum pune-te, știu că te-ai îmbârt dintr-o parte într-alta tablei, dar de-aia într-un fel nici nu vrei să întorc cu tine tabla. Spune ce juca cu albul aici. Găsește o mutare bombă. Ops. Nu uita că și dama atacat. Ai cal atacat, dama atacat. Calea pe F7 și după calea pe F7
Turnul din deop rămâne apărat. Da. Adevărul, cred că ți-aș putea bate și inclusiv ți-aș putea bate damă. Calea pe F7, calea pe G4 și când bați, cu ce bați? La deu, doar cu calul. Că nu poți să bați cu turnul din deu. Nu. Turnea 5? Turnea pe 5 și după turnea pe D6. S-a luat un pion. Turnea pe D5 și turnea pe D6. Nu? Fii atent ce Nigel Short îl ia complet prin surprindere pe Barev și joacă aici cal pe 5. Pe ideea că nu poți să bați dama. Ești mat după turnea pe D8. Înțelegi? Deci nu poți să bați dama, iar dacă încerci să bați întâi la D1, turnea pe D1, am damă ia pe G7 șah. Intermediar. Deci să zicem turnea pe D1, damă G7 șah, că acest cal pe 5 face atac și asupra câmpul G7. Șah, șah, cal de 3, damă de 4 și ți-l iau și pe ăsta. Pat și ești mat. Na? Deci cal de 3, cal pe... altceva n-ai, dacă mulți din 10 îți iau direct calul. Așa, cal de 3, damă de 4, rege 8, turnea pe de 3, F5, damă de 8, șah și mat. Iar dacă... Barev, până la urmă, găsește o variantă aici de apărare, dar tot va pierde partida. Acum pune-te în pielea negrului. Deci, încă o dată, observă cu stupoare că dacă, de exemplu, deci, încă o dată, nu poți să bați că mai ai făcut mat, iar când bați, am mutarea asta intermediară, dau mai pe G7 și te-ai ridicat acolo sus într-o tufă de ascuns. Ce mai poți să joci? Că ai și turn atacat cu șah. Asta e foarte important. Dacă n-ar fi cu șah, ar fi o chestie. De aceea, încă o dată în partidă, ți-am spus eu, era foarte important aici pentru negru să înțeleagă ideea acestui cal pe 5, care există ca amenințare pe tablă, și să joace turnul din C7 la D7. Și acum, încă o dată, acum chiar e amenințare. Înțelegi? Deci nu mai merge cal pe 5 aici, efectiv, că îți bat calul. Nu? Una la mână, calul meu n-a plecat, de la C6 și tot. Deci calea pe E5, cal pe 5, ce-ai juca acum cu negru? Pentru a încerca să reziști cât mai mult. E... posibil și e foarte normal ca din când în când să fii prins cu garda jos, cum s-ar spune. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să renunți la partida respectivă, ci să încerci să opui cea mai mare rezistență. Chiar dacă pierzi partidele pe care le pierzi opunând rezistență, să știi că ele contează foarte mult, în primul rând pentru moralul tău, pentru că îți creează un spirit de luptător, în al doilea rând pentru antrenamentul tău. Efectiv, vei ști tot timpul să te aperi din ce în ce mai bine. Da? Ce joci cu negru aici? Nu știu exact, dar mă uit la F5. F5, da? Și după turnea pe D8? Nu. Aici e damă B4, scuză. Deci F5, zici tu, damă B4 șah. În partida a jucat cal de 3. Damă B4 șah și după rege 8 să ți bat pe ăsta cu șah. Da? Nu, partida a jucat cal de 3.
și după damă G7, rege 8, damă G8, rege D7, damă F7, rege C8, damă E6, totul cu șah, bang, bang. Și în acest moment vedem că la o adică, de asta spune că e bine tot timpul să lupți. Într-adevăr, negru e pierdut, dar nu are mult material în minus. Până la urmă a cedat partida. Va avea doar doi pioni în minus după ce și acest pion pică, da? Dar e de înțeles într-un fel că la doi pioni, doi mari maestri. Din nou, asta este un final de partidă explicat pe larg, aș putea spune, de către Garry Kasparov. Sincer, nu știu dacă explica pe larg un final de partidă de-al lui din meciurile pentru titlul mondial. În orice caz, el spune că aici a jucat turn G5, gândindu-se. Deci, încă o dată, se vede clar, dacă joci turn E3, pentru că amenințarea negrului este următoarea. Turn G2, șah, și după rege F1, zbang. Sau rege H1, zbang, nu? Și îți iau al doilea pion și te fac pufulet. Nu? Că, pentru că până la urmă îți va cade și asta. Deci turn E3 nu merge. Și el în partidă, văzând că nu merge, a încercat turn G5. Pe ce idee? Turn G2, șah, rege H1 și la turn G3 ce joacă albă aici? Deci albul e la mutare și dacă bate, evident că pierde partida. Îl pierde și pe ăsta, doi pioni minus. Dar nu, albul are la mutare mutarea asta, turnea pe G6. Și remiză că-i pat. Deci turnea pe G6, turnea pe G6, bye bye. De aceea a jucat destul de convins. Deci, încă o dată, el trebuie să-și dea seama că va pierde pionul din G3, dar el are la rândul lui ideea de a ataca acest pion de la G6 ori cu G5, ori cu turn E6 și joacă foarte convins turn G5 și după turn G2 rege H1, așteptând ca la turn G3 să joace turn G6 și negru joacă aici turn F2. Ups! Ce idee? Mat, nu? Da. Trebuie să joci rege G1, că altfel ești mat, nu? Da. Și negru joacă turn F6. Și dintr-o dată albul se pomnește în țuțvanc. Nu mai e ce juca. Observi? Da. Deci turnul oriunde îl muți, părăsești coloana G, îți bat la G3 și te-am făcut praf. Regele la H1, dacă îl muți, îl joc turn F1 mat. Și el cedează partida. Și atunci trebuie neapărat să tot el comenta, pe urmă, după partidă mi-am dat seama că de fapt mutarea corectă ar fi fost turne 6. Asta este mutare de remiză. Deci vezi, ai două posibilități, turn G5 și turne 6, să ataci acest pion. Deci încă o dată, dai șah, rege H1, bați, îți bat, salut, da? Iar când joci turn C2 ca să îmi dai mat, să fii sănătos, vin la loc. Rege G1. Și când bați, îți bat. Și când bați, asta e remiză. E clar remiză. Nu ai cum să transform pion lateral, mai ales când ai și regele prins aici, nu? Schimbă turnurile. Schimbă, dacă, da, schimbă turnurile, poate să schimbe și turnurile foarte frumos. Și asta este mica, marea diferență între
atacul acestui pion de la G5 și de la E6. Pentru că atacând pionul de la G5, după șahul ăsta, rege H1, turn F2, rege G1, negru își poate permite turn F6. Atacându-l de la E6, numai e la dispoziție acest câmp de la F6 și numai pus turnul ca naiba la G5. Da? Asta ne arată nouă importanța calculului de variante până la sfârșitul unei partide. Până o partidă nu se termină, efectiv, nu trebuie de nicio culoare să lași garda jos și să calculezi tot timpul, da? Asta e o partidă de-a lui Seiravan. E jucată, cu cine e jucată? Cu Lobron, parcă, da? Da, cu Eric Lobron. Yasser Seiravan, ai auzit de el? Mare maestru american, fost campion mondial de junior. La un moment dat era în primii 10 din lume, în anii, la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Prieten foarte bun cu Garry Kasparov, pentru că sunt aceeași generație, ca și mine, da? Garry Kasparov e născut în 63, Seiravan e născut în 60 sau 61, așa? În 60, parcă. Și aici Yasser Seiravan este la mutare, fiind cu albul. Stai așa să, așa să nu bată soarele. Dacă vreau să mai tragă perdeala. Nu mai poți trage, că am încercat eu să o trag și nu merge. Nu prea se... Trebuie să te cațeri pe sus. N-are rost. Deci, are dama atacată. Nu? Nu. Și într-un fel, atât dama de 2, cât și dama 1 mențin echilibru poziției, pentru că sunt dama 2 turnuri și nebun contra dama 2 turnuri și nebun. Dar Seiravan tot timpul când vede că poate captura un pion, el ar și recunoscut. Pionii sunt pur și simplu când un adversar îmi lasă un pion pe care eu pot să-l iau, de multe ori știu că e pion otrăvit, dar îl iau. Nu mă pot abține. Aici nici nu vede că e pion otrăvit și bate turnia pe A7. Pe ideea că dacă faci asta, îți dau mat. Având un nebun la E4 care păzește câmpul H7, nu? Deci degeaba joci turn C8, pentru că am încă un turn aici. Așa. Și acum pune-te în pielea negrului din nou și spune ce ai jucat cu negru aici. Care răstoarnă totul. Și efectiv Seiravan pierde partida. Deci turnea pe C1, hai să facem, cu șah, dau în C1. Mi-a rămas cu un pion în minus. Da. Nu. Altă continuare. E o mutare candidat, pe care însă trebuie să o faci doar dacă nu vezi mutarea bombă care o ai la dispoziție. Și mutarea bombă este foarte adevărat, nu o vezi din prima. Trebuie să gândești un pic. Trebuie să mai curăț laptopul ăsta ca să
că s-a așternut pracul uitării pe el. Deci când ești la mutare, după ce te uiți prima dată? Că după nu șahuri. După șahuri. Văzut și un șah, turnea pe C1. E posibil să n-ai șahuri. Mai ai alt șah la dispoziție? Da, în fede. Și ăla e bun? Da. Deci asta, așa te vreau. Ăsta e răspunsul corect. Stai puțin, lasă-mi să calculez. Deci, încă o dată, încearcă să îți imaginezi că ești cu negru la mutare, la tablă, în fața ta e Ias-as, să-i ravan, și tu te uiți să vezi dacă merge dama ea pe F2. Pentru că dama ea pe F2 e totuși, cel puțin la, în primul stadiu, e un sacrificiu de damă, nu? Aha. Da. Mai cu curaj, da. Asta n-a văzut să-i dau. Dama ea pe F2. El a bătut săracul cu regele aici. Evident că nu poți să bați cu dama. Pentru că acum turn C1, damă pe 1 mat. Mate. Deci trebuie să bați, nu? Dama asta trebuie să o bați. Da. Pentru că dacă nu o bați și joci, să zice, în rege H1, îți bat dama. Nici nu știu cu ce să-ți bat. Și... Ba, nu, chiar, asta e. Dacă joc rege H1, nu, pur și simplu joc nebun G2 ca să scap de mat. Nebun G2 și pe urmă îți bat dama. Deci nebun G2 șah și pe urmă îți bat dama. Nu poți să-ți bat direct dama. Deci, încă o dată, la rege H1, dacă îți bat dama direct, e mat de asemenea cu turn C8. Dar dacă joc întâi nebun G2, ești forțat să pas cu nebunul, nu? Și nu mai păzești câmpul ăsta. Dai șah? Asta un pahar de apă. Da, du-te și ia un pahar de apă. Dumneavoastră vreți? Nu, eu nu. Și atunci am partida bătut cu regele. Dar după turnea pe B2, totul cu șah, rege pe 3, turnea pe C1, efectiv, se-i ravan cedează aici pentru că are un turn în minus. Nu mai ai niciun mat, pentru că am înapoi turn C8, da? Datorită nebunului din H3, am turn A8, turn C8, da? Asta ne arată, tot timpul nouă ne învață un lucru foarte important. Niciodată să nu subestimezi cum s-ar spune posibilitățile adversarului din fața ta și să le iei tot timpul în cap. Bun, hai să ne uităm la această poziție în care ce are albul? Un turn și un cal pe o damă. Și albul e la mutare și ăsta e studiu, recunosc. Dar e așa de frumos încât nu mă pot stăpâni, nu m-am putut stăpâni să nu se pregătesc, să nu ți-l arăt, ca să vezi ce înseamnă frumusețea șahului. Deci, încă o dată, albul e la mutare și zice așa, albul mută și câștigă. Din punct de vedere material, în acest moment, negru are un punct în plus. Pentru că damă face 9 puncte, un turn și un cal fac 8 puncte, da? Dar albul are posibilitatea, datorită nesiguranței regelui negru, să câștige partida.
Și acum trebuie neapărat ca turnul acesta, care este pe coloană închisă în acest moment, să fie amplasat pe coloană deschisă, nu? Uh-huh. Și nu pot să amplasez turnul decât pe trei coloane deschise. La G2, cum să-l pui, că ți-l bate. Deci ori D-ul, ori E-ul, ori B-ul. Dar dintr-o dată, albul vede foarte ușor, putem spune, că turn D2 iese din discuție datorită lui dama G5. Nu? Da. Și atac, îți atac și și apăr câmpul de 8 de mat. De asemenea, când joc turn B2, încercând să-ți dau turn B8 mat, am dama 7 și mă apăr. N-am probleme absolut deloc. De aceea rămâne turn E2. Cu amenințare turn 8 mat. Care singurul răspuns al negrului să scape de mat? Sunt două răspunsuri de altfel. Dar unul cel puțin, de exemplu, poți să joci H6 sau răspunsul din dama G8, da? Spune și mie cum la H6 cum câștigi partida. Direct nu e bine. Deci, efectiv, cal pe 6 e un mut din damă. Deci, cal pe 6 nu mai stau pe coloana G. Nu îi dai direct șah. Și după rege H7, acum cal pe 6. Deci n-ai decât rege H7, că de-aia ai mutat H6, nu? Da. Și acum cal pe 6 și oriunde după coloana asta, șah și bye-bye damă. Da, dau calul, dar ți-am luat damă. Nu? Da. Și atunci singurul răspuns viabil pentru negru aici este de fapt dama G8, nu? Nu? Da. Și acum te gândești, păi și cu ce schimba asta? Pentru că tu cu negru n-ai nici o sfârlă la regele meu, cel puțin pe moment, pot spune, n-ai niciun fel de șah ca să, cu dama ta, ce-ai mutat cu albul aici? Ținând cont și de sfatul lui Emanuel Lascăr. Dacă vezi o mutare bună, caută alta și mai bună. Eu îți mai spun din propria experiență un mic secret. Toate mutările astea care pur și simplu țipă la tine într-un fel, fă-mă pe mine, fă-mă pe mine, fă-mă pe mine, de foarte, foarte multe ori sunt greșite. Deci acest cal pe 6 este greșit, pentru că negru scapă cu remiză după dama G1. Fii atent aici, zici, păi de ce? Că-ți dau șah. Păi da. Dar-ți dau șah. Păi da, da, vine aici. Ia-m tu, da. Steal-o. Și atunci zici, păi și cu doamne, iartă-mă să-l bat pe ăsta, că nu. Și uite-te care este mutarea, într-adevăr, nu degeaba asta chiar e studiu. Cal G7. Uluitor. Este uluitor. Ce poate să facă omul ăsta care a compus studiul ăsta cu 5 piese albe. Pierzi dama. Da, dar poți să zici, bine, bine, dar de ce trebuie neapărat să ți-l bat? Pentru că joc turn 8. Bine, bine, dar poți să obțin cu H5 ceva timp. Pentru că asta e cea mai bună mutare, H5. Și după turn 8, da, să joci H4. Și după turnea pe G8, regea pe G8, cal pe 5. Și după H3, A5. Îl prinzi. Și după H2, cal G3. Și după F5, A6. Și după F4, A7. Și după F3, A8 damă. Este capă. Și dama asta pur și simplu
ține totul sub control. Mă amplasez damă G2 și pe urmă mă duc cu al doilea piu. Eu știu că într-o partidă, că crezi, a avut așa, în final, avantaj un cal. Și parcă avem și un pion. Dar s-a dus cu regele și cu pionul la transformare. Și oriunde muta în cal, trebuia să-l mut să apere, dar el mereu mi-l putea ataca. Și am, din partida aia câștigat, am făcut o remiză. Să știi că, într-adevăr, deși calul are posibilități bune de a se apăra împotriva unui pion liber, câteodată pionul liber poate să-i facă probleme. Asta, din nou un studiu. Când te uiți la poziția asta inițială, zici, ce, Doamne, iartă-mă de studiu ăsta, că eu cu albul n-am decât un cal pe damă. Am un cal și un pion și doi pioni pe damă. Neagră. Dar regele ăsta este foarte, foarte nesigur aici, cel puțin în acest moment. Uită-te atent la mutare și încearcă să crezi o amenințare de mat la regele negru, care chiar dacă pare stupidă la prima vedere, ea funcționează. De exemplu, dacă nebunul ăsta ar ajunge la F2, n-ar fi mat? Ba da. E, cum ajunge acolo? Nebun C3? Nebun C3, nu? Și să zicem după damă B6 sau nebun A7, nu, direct nebun D4. Da. Acum vine frumusețea, pentru că nu poți să bați nebunul ăla. Dacă bați nebunul, ești mat. E D4, cal D4, ești mat ori la F5, ori la F3. Nu poți să scapi. Nu ai cum. Spune și mie, ce mută negru aici să scape de cal F3, de exemplu? De cal pe 5 să zicem că mai scap și când damă pe 6, nu? Dar cal pe 3 e mat. Nu poți să faci niciun sacrificiu, nu poți să faci nimic. Problema pentru alb însă este ce se întâmplă dacă negru nu-ți bate nebunul și vrea să-ți distrugă ție cușca asta în care te afli cu regi și bate la F4. Aici merită, ca să spun așa, și este nevoie într-adevăr de calcul. Ce joci aici? Cum câștigă albul poziția asta? Totul ține de atacul la regele negru. Încă o dată, nu încerca să faci chestii de genul ăsta, să, într-adevăr, câștigi material, dai un pion și un nebun, dar îl scap pe regele negru din cușcă. El oricum va scăpa din cușcă regele negru, dar pentru a scăpa din cușcă va trebui să dea damă. Nebun F2, șah, da? Nu. La asta mă credeam acum. Corect. Forțat. Și acum trebuie să vezi mutarea. Mutarea cu două semne de exclamare, care să-ți asigure ție, pot spune, timpul necesar pentru a încerca să-l dai mat pe regele advers. Cal de 4? Cal de 4 fug, rege G6. Cal de 6? Cal de 6 îți bat. A7? Nu lua pe ghicite. Îți bat și pionul ăla. Rămân cu damă contra două figurișoare. Nu, fii atent aici. Ci joacă albul. Nebun H4. Așa. Nu vedem că trebuie să-l bat. Da. Cal pe ăla îți iau dama degeaba. Dar acum vin cal de 4.
din nou cu aceeași două amenințări. Cu mat. La F3 sau la F5. Zici, pe bine, bine, dar acum scap. Da, scap, într-adevăr. Pentru că da, regele tău... Da, da, ți-au dat. Rege G5 înapoi, cale 6. Șah și damă. Rege F5, cal de 8. Nebuna 7. Pentru dacă nu joci nebuna 7, joc eu aici. Cal C6, îți bați pe mă, îți transformă mult înaintea ta. Cal C6, nebun B6, A7, bate, bate. Din nou, să știi că poziția asta, exact cum zicea și tu că ai avut poziția aia cu Cristi, ai un cal care luptă împotriva unui pion negru. Rege E4, cal B5, rege D5, rege F2, rege G2. Rege C6, cal C3 și aici negru, dându-și seama că pierde partida, cedează. De fapt, este încă o dată studiu, dar aici se oprește studiu pentru, considerând și pe bună dreptate că după rege F3, rege ia pe F4, rămân cu un cal curat în plus, cu albul. Negru neavând nicio compensație, da? Foarte, foarte frumos și acest studiu, pentru că văzurăm aici două mutări spectaculoase. Prima, când început studiul cu acel nebun de 4, pentru că nu puteai să bați nebunul după cal de 4, ai fi avut mat imparabil la F3 sau la F5, și a doua, nebun F2 șah și urmat de nebun H4 șah. Iar acel nebun H4 șah, numai și numai pentru a-ți face rost ție de timp, timpul necesar să aduci calul alb în atacul regelui negru. Superb din punctul meu de vedere. Bun. Asta e dintr-o poziție de mar maestru. Este jucată, dacă mi-aduc eu aminte, da, Ernesto Inarchev cu Nikita Bityugov. Amândoi doi mari maestri ruși, foarte puternici. Partida este jucată în campionatul Rusiei, dar nu mai țin minte în ce an. Stai un pic să mă uit. Că zice aici? Nu văd nici așa. Mă rog. Așa, și este survenită dintr-o franceză. Deci poziția asta este survenită dintr-o franceză. În care albul are un mic avantaj. Nu este încă decisiv, dar are un mic avantaj. Și acum, cum să-ți faci planul? Pentru că tu cu albul trebuie neapărat să-ți faci un plan. Ai oprit, într-adevăr, cu ceva pot spune neclarități și niște compensații pentru negru, atacul negrului pe flancul damei. Deci franceza asta a fost variantă win-over. Eu am văzut și toată partida, nu direct, am analizat așa. Și pe flancul damei, deci negru are un nebun aici. Negru mi-a stricat mie, eu fiind cu albul, să zicem, sunt Ernesto Inarchev aici, tipurile. Mi-a stricat și structura de pioni, dar am oprit tot contrajocul negrului pe flancul damei. Negru de asemenea și-a dus și regele pe flancul damei. Și normal aici trebuie tu cu albul să-ți faci un plan de atac pe flancul opus, pe flancul regelui. Și normal aici trebuie să joci F4 urmat de F5. Deci trebuie să ai un joc. Încă o dată ai un turn la 2 care stă ca naiba, dar așa trebuie să stea acolo pentru a apăra slăbiciunea de la C2 și pionul de la A3. Ăsta a trebuit pus aici. Și în partidă Inarchev îi joacă F4.
încercând să împingă F5. De aceea negru zice no. Împing eu F5 și nu mai ai niciun F4. Evident că e bine să bați în pasant? Nu. Nu. Dintr-o dată îmi fac această damă, o damă foarte activă pe o coloană semideschisă. Nebunul meu de la G3 este o piesă neapărată. De aceea... Da, zi. Autospionii. Da, autospionii pe tablă. De aceea, Inarchev joacă damă de 1, gândindu-se și pe bună dreptate că această damă, într-un fel, are o poziție foarte pasivă pe flancul damei, la C1, și vrea să joace damă de 1 să fie mai activă. Cale 7. Deci, încă o dată, damă de 1, o mutare care pare foarte logică și foarte... interesantă, pentru că ajunge dama la F3, pe urmă pot eventual să bat la F5, dar nu e cea mai bună. Calculatorul îi propune aici și pe bună dreptate nebun H4 pentru a interzice acest cale 7. Deci aici asistăm practic la prima inexactitate a albului în această partidă. Asta este o confruntare de planuri într-o partidă de mari maestri. Deci, dar știi de ce ți-am ales-o? Pentru că îmi place confruntarea asta de planuri, pentru că există o confruntare în care fiecare consideră că este în avantaj atacând pe același flanc, mai precis flancul regelui. Deci după damă de 1, cale 7, negru amenință la rândul lui G5. Deci, Inarchev de bie acum își dă seama că acest cal care la C6 stătea ca naiba, va fi o piesă care va încerca să fie foarte activă pe flancul regelui și după cale 7 îi joacă turn F1. Din nou aici calculatorul recomandă rege H2. Pentru că dacă stai să te gândești aici, singura piesă neapărată, e bine câteodată să faci mutări de prevenție. Singura piesă neapărată a alba aici este acest nebun de la G3 și rege H2 încă o dată era o mutare mai corectă. Dar în orice caz, deci cale 7, turn pe 1, G5. Bate. În pasant, bate. Și dintr-o dată calul ăsta începe să facă urât. Nebunea pe F5. Deci acum, care este amenințarea negrului, așa cum ne arată săgeata aia roșie? Calea pe E5, urmat de damă ia pe G3. Deci dacă eu acum să zicem că fac o mutare de așteptare turn B2, calea pe E5, urmat de damă ia pe G3 și atacul negrului se desfășoară cu surile și trâmbițe. Și dacă stai să te uiți pe această poziție, dintr-o dată poziția numai și numai datorită faptului că ai făcut o inexactitate și l-ai lăsat pe acest cal negru să vină de pe flancul damei unde stătea ca o gugoașă spartă, să ajungă pe G6 unde e foarte, foarte activ și deranjant. Și stai un pic să ne uităm. Te gândești, dacă joc damă H5, ce joci? Din nou, calea pe E5, nu? Nu? Da. Damă H5 ar fi avut un rost, spre deosebire de turn B2, să se oprească pionul H5. Deci damă H5, calea pe E5, nu merge. Dacă joci rege H2, din nou, cea mai bună mutare. Asta ar fi fost. Și după H5, totuși aveai mari dificultăți cu menținerea echilibrului, cu albul. Pentru că primul care atacă aici este negru. Are două piese grele pe coloana G și H, mai precis dama și turnul, și pionul ăsta se prăvălește pe tine. Și atunci, pentru a schimba sensul și rostul poziției,
Albu, aici mai precis, Inarchev, cu un mic sacrificiu de material, deci încă o dată H6, Cal6, batem F5, nebunea pe F5. Deci, practic, dă un nebun pe 2 piuri. Da? Da. După asta va avea 2 piuni liberi. Pionul liber de pe coloana E și de pe coloana F. Deci urmează F5, calea pe F5, cu amenințare eventual și un cal de 6, de aceea Nikita se duce cu regele la păscut, adică într-un loc foarte sigur, damă F3. Deci, într-adevăr, pare foarte, foarte interesant acest sacrificiu și calculatorul zice că, într-un fel, este cea mai bună șansă pentru alb să sacrifice acel nebun pe 2 pioni pentru ca albul să-și facă rost de 2 pioni liberi. H5. Cale 3. H4. Nebun H2. H3. Îți place să bați la H3 de nicio culoare, că după calea pe H5 te-ai dus, n-ai bine? G4. Deci amândoi atacă pe același flanc, flancul regelui. G4, cal H4. Damă G3, turn pe 7, o mutare de chiar de mare maestru. Acest turn pe 7 este o mutare, pot spune, de super mare maestru. Deci, observ, am regele negru pus la adăpost. Am deja 3 piese în atac aici, damă, turn și cal. Calul ăsta, chit că e pe margine, este o piesă de atac, pentru că poate oricând intra la G2. Și chit că îți dau un pion înapoi, voi avea coloana H deschisă pentru turnurile mele. Dacă îmi zic turnuri, înseamnă că trebuie să am baterie de turnuri pe coloana H. De aceea, turnul ăsta trebuie adus imediat pe coloana H, pe placul regelui, cu turn pe 7. Ce joacă aici? F5, pionii ăștia încearcă să se rostogălească, cal G2. G5. Turn H5, G6. Și acum survine, ca să spun așa, calculul. G6 e aproape forțat, pentru că aveam amenințare turnea pe G5. Ce juca cu negru aici? Ăsta, după ce toate piesele tale au fost aranjate pe poziții optime, trebuie să survină, din punctul tău de vedere, un calcul precis. Pentru că negru este câștigat în acest moment. Nu dintr-o mutare. Trebuie să vezi o înșiruire de niște mutări prin care tu să spargi, practic, acest zid de pioni albi, cucerind unul dintre ei. Turn G7? Nu, n-ai cum să-l spargi pe ăla. Trebuie să-l atași pe ăsta. În momentul când îl atași pe ăsta cum trebuie, pui lăbuța pe el, bye bye. Catch-up? Nu. Deci, încă o dată, dacă lași pe alb să joace F6, deci calce 8, F6, ce joci? Deci, încă o dată, calce 8, F6. Sau bat întâi. Și după asta joc tot pe 2. Și după asta ți-l iau și până un joc pe 6.
Nu, fii atent. Tot timpul să știi că de multe ori, inclusiv metodele simple, să nu sar peste ele să zici că e prea simplu. Nu, pur și simplu, negru îi bate calul din E3, care are un rol foarte important în apărarea pionului F5. Cal ia pe E3, dama ia pe E3 și acum ce joci cu negru și ataci de două ori pionul ăsta? Înțământare? Da. Dama F8 împing F6. Turn F7. Și acum când împing F6, cum am împins în partidă, bye-bye. Ciao. Ți-a picat Orfeu, Orgheu. Asta a fost toată și asta variantei respective și după nebun G3, H2 șah, rege H1, turn H3, turn F3, că altfel n-ai cum să-l aperi, nebun ia pe C2. Și aici albul cedează, pentru că urmează nebun ia pe E4. Evident că nebunul acesta a primit dintr-o dată un sprijin nesperat de la dama din G6, da? Deci nu poți să bați cu turnul din A2. Observăm în acest moment cu turnul din A2, dacă stăm să ne gândim bine, cred că e singura piesă albă care n-a mutat deloc și cu pionul din A3 și cu pionul din C3 și de bani. Nu, dar mă refer din punct de vedere al pieselor. Turnul din A2 n-a mutat deloc de la începutul acestei poziții, analizei acestei poziții, da? Nebun C2 cu amenințarea cruntă, nebune 4, legare și atac și bye-bye. Asta înseamnă că trebuie să dai turnul din A2 pe nebunul din C2, dar după ce dama ajunge la C2, nu mai ai timp efectiv să împinge 6. Înțelegi? Da. Bun. Negru e la mutare aici. Și aici este foarte important pentru noi să înțelegem un lucru, că trebuie neapărat să scap de acest pion de la G7. Pentru că din punct de vedere material, eu cu negru am un cal în plus, nu? Da. Un cal pe un pion. Dar când acel pion de la G7 dispare, totul se duce naiba. Dar nu poți să ți-l bat direct, pentru că îmi pică pionul din E6 cu șah. Și cal. Și nu poți să joc cal pe 7 că îmi pică turnul. Deci, efectiv, nu pot încă să mă ating de acel pion de la G7. Și conștient de acest lucru, negru joacă aici turnul 8. Întâi și la apăr și acum ți-l bat. Turnul atât la E8 cât și la C8 este apărat de către domnul Cal din D6. Bun. Ce joci cu albul aici? Pentru că inclusiv această mutare care pare foarte naturală și foarte bună e o greșeală. Deci normal aici negru nu trebuia să se grăbească, trebuia să joace întâi damă E7 și pe urmă turnă 8 și pe urmă damă ia pe G7. Numai așa poți să scapi de acel pion de la G7, din 3 tempouri. Damă E7, turnă 8 și damă ia pe G7. De ce direct turnă 8 este greșit aici? Să te văd. Și când bat? Dama H7. Bravo! Felicitări! Asta este într-adevăr o manevră tipic a la Petrosian. Petrosian a pus-o prima dată în aplicare împotriva lui Boris Paschi într-un meci pentru titlul mondial. Deci turn F8,
Tur pe 8, dama H7, rege H7, că altfel n-ai ce să joci, nu? Dacă joci și rege pe 7, îți bat cu șah și când bați îți iau dama, nu? Deci rege H7, G pe 8, cal, da? S-ar cum a decurs partida, calea pe D7, cale 4, rege F3, trebuie neapărat să fii conștient, pentru că încă într-adevăr ai făcut acea combinație magnifică, dar partida nu s-a încheiat. Adică poziția încă este cât de cât egală, albu având un singur avantaj aici, faptul că negru are 2 pioni dubli pe coloana B. Da, o avea 2 pioni dubli pe coloana B, dar în același timp ai un pion foarte slab pe coloana A. Și când ăsta cade, ăsta este un monstru. De aceea rege F3 este într-un fel o mutare foarte bună a albului, care încearcă să se bage în pătratul acestui pion, el fiind conștient că pionul din A2 se pierde. Deci cal C3, cal C5, cal A2. Așa. Și aici joc rege E2 și intru în ăsta, în pătratul acestui pion. Având la dispoziție atât calea pe E6, cât și calea pe B7. Dar uite că se termină aici, văd. Chiar ce joci aici cu negru? De exemplu, dacă joci B6, îți bat pe ăsta. Nu? Și nu te mai poți apropia de pionul meu. Și pe urmă, eventual, joc cal C7, cal D5. Dar dacă joc rege G5? Deci rege 2, rege G5. Am vreo variantă de câștig cu albul aici. S-ar putea să nu fie variantă de câștig aici. Deși, într-adevăr, pe care să se bat? Pe ăsta de la B7 sau pe ăsta de la E6? Numai se bat pe ăsta de la B7. Și după rege G4 să joc cal C5 la loc. Am rege F5. Mie mi se pare cel puțin remiză pentru... Nu e bine să-l bați pe ăsta de la B7. Trebuie să-l bați pe ăsta de la 6. Ia să vedem ce zice calculatorul aici. Dăm voi. Aș zice că este remiză, văd. Crezi tu? Nu știu, calcul, de zice că e remiză. Că eu nu văd nici săgeata. Unde? Uite. Na, e remiză, ba chiar negru stă un pic mai bine. Atunci înseamnă, este un pic, înseamnă că deci această super variantă nu îi asigură albului câștigul aici? Deci turn 8, turn F8, turn F8, dama H7, cale 4, rege F3, cal C3, cal C5, cal A2, rege 2. Da, nu îi asigură. Uite, 007. Rege G5, cum zise eu, dar
arbitrul nu trebuie să bată niciun pion, trebuie să joace rege de 3 ca să mențină egalitatea. Observ? Deci rege G5, rege de 3. Asta înseamnă că e doar frumusețea variantei de până aici. Da. Este ceva destul de ciudat. Fițar, soarele să-ți fie. Deci săgeată. Săgeata e albă, soarele e alb. Adică razele soarele. Ce săgeată? Ce săgeată? Săgeata de la Maus, să zic. Bun. Trecem la următorul exemplu. Asta, deci nu aici o făcurăm și rămas în coadă de pește. Turne 8, turfe 8. Da. Asta e din nou dintr-o partidă de mari maestri în care altul e la mutare. Din punct de vedere material, poziția este egală. Dar vreau să răspund gândindu-te la eventual la mutări și uitându-te și vreau să-mi spui dacă merită, ca să spun așa, cât de cât atenție. Ce, de fapt, albul fiind la mutare, ce mutare merită atenție pentru alb? Care îl duce într-un final de turnuri în care va avea un pion în plus, greu într-adevăr de demonstrat că îl poate câștiga albul, dar numai el poate câștiga varianta aia. De aceea, dacă găsești varianta aceasta, deci mutarea pe care albul o face aici în partidă, pentru că el chiar o face. Turne 4? Turne 4, foarte bine, asta joacă. Deci în partidă joacă, face un sacrificiu de calitate, pentru că după pe 4 ce joci cu albul? Dama H8. Și după rege de 7? Cal F6? Și-ți bat? Cu turnul, că nu mă doare mâna să-ți dau și eu înapoi. Atunci nu bat. Nu. Deci ai făcut acest sacrificiu. Nu poți să faci sacrificiu doar așa, că știi că te afli la un la un curs de sacrificii de calitate și să-l faci fără să vezi continuarea. Sacrificiul de calitate e făcut de alb aici numai și numai cu scopul de a-și face un pion liber. Deci joacă F5 aici. Pionul din F4 dintr-o dată devine liber. Și atacă cu tempo turnul din G6 și aici în partidă după turn G8 cal F6 șah. Practic albul identifică o variantă cât de cât forțată, dacă stai să te gândești, nu? Pentru că după F5 încă o dată poți să spui pe bine, dar de ce nu joc asta, nu? Păi dama H8 și urmat de dama H7. Ura! Ai pierdut turnul din G6, da? Deci, încă o dată, la acest F5, după F4, F5, ai turn G8. Cal F6, șah. Și tură. Trebuie să bați calul ăla. Turnea pe F6, mi-a luat calitatea înapoi. Și a rămas chipurile și cu doi pion liberi. Adică unul liber, că al doilea totuși, mă rog. Turn F8, singura la părinți, dama E6, rege de 8, F6. Așa s-a jucat în partidă. Turnă 8, dama de 5. Dama E3. În partidă a jucat dama E... Nu, în partidă a bătut. Dar calculatorul zicea că dama E3 e cea mai bună. Și după dama F5, turne 5.
și după damă G4, damă F3. De ce trebuie să joci damă F3? Pentru că ăsta se duce ca pântul. Și după damă F3, turn G4. Ba nu, așa s-a jucat, scuză-mă, rege G3, rege F7, rege F3. Dar așa s-a jucat. Deci încă o dată, stai un pic să ne uităm, că m-am dat eu peste cap. Deci încă o dată aici, F6, turnă 8, damă D5. Dacă bați acum și nu joci cam partidă damă E3, finalul ăsta îl pierzi. Deci îți dau turnul meu pe pionul tău numai și numai ca să-mi fructifici și doi pioni liberi. Super, deci... Nu scoți, nu ai cum să scoți. Nu ai cum să scoți remiză, efectiv. Rege pe șapte, damă. Poate scoate dacă nu era greu. Dacă era pionă din G6, poate scoate remiză. Păi de ce? Păi de ce? Dacă nu e pionă din G6, stai un pic. Și ce fi vrut să dai șah? Tot rege G6 și cam. Nu văd cum. Chit că nu există pionul din G6, eu am doi pioni liberi. Dar încă o dată nu s-a intrat în partidă în varianta asta. Acum te întreb eu pe tine. Tu crezi că a văzut negru toate chestiile astea? Nu. El a simțit, pur și simplu. Aici nu e vorba de... Eu, ca să spun drept, am crescut în umbra cărții lui Kotov. În momentul când am pus slăbuța pe acea carte a lui Kotov, m-a influențat foarte mult cariera de șahist și, într-adevăr, pot spune cu mâna pe suflet că m-a ajutat foarte mult. Dar are niște chestii, deci, referitoare la mutările candidat, pentru că asta era subiectul principal care era în cartea respectivă, are niște chestii destul de dogmatice. Eu sunt convins în acest moment că, într-un fel, aici nu ai cum să vezi tot ce survine după damă ia pe D5, ce ia pe D5. Trebuie ție să spună instinctul tău că varianta asta cu schimb de dame nu este bun pentru tine, de aceea negru a evitat schimbul de dame și a jucat damă E3. Și încă o dată, după damă F5, turn E5, damă G4, damă F3. Sunt forțat practic să schimb că altfel de joc F7, bat, pat, turn G4, mutare extraordinară, foarte bună, rege. Și poziția asta, deși s-a încercat, albul are un pion în plus, dar n-a reușit să o câștige. Următoarea poziție. Asta este o poziție nemaipomenită. E jucată la alb, este José Raúl Capablanca și la negru e George Alan Thomas. E jucată în 1913, înainte de primul război mondial. Capablanca încă mai avea 8 ani până a devenit campion mondial. Capablanca fiind al câtelea campion mondial? Al treilea, da? După Steinitz, Lasker a urmat Capablanca din 21 până în 28. Până în 27. Până în 28 sau 27? 27. Deci, până în 27. 6 ani a domnit Capablanca ca și campion mondial. În 1913 se întâlnește cu acest George Alan Thomas. Și partida asta, sfârșitul partidei, este plin, e într-un fel, din punctul nostru de vedere al celor care trăim în secolul 21, se termină foarte comic. Pentru că albul aici joacă dama a 8 și negru cedează. Și nu vede turna 2. Care, apropo, uite, calculatorul o văzut imediat, pentru că lăsai pe blitz, vezi? Deci, încă o dată, negru cedează aici, efectiv.
gândindu-se că nu pot să bat că îți bat, nu pot să joc așa, da? Că joc rege F2, îți dau șah, joc rege F1, îți dau șah, joc rege E2, îți dau șah, joc rege D1, n-ai ce să faci. Și în momentul când n-ai ce să joci, efectiv. Deci Capablanca consideră și pe bună dreptate că după dama 8, negru trebuie să cedeze și negru îi respectă, ca să spun așa, porunca. Și după dama 8, negru cedează. Dar de fapt acest turn al 2 schimbă toate datele problemei. Tu cu albul nemai putând să câștigi această partidă. Ba chiar având dificultăți, mici, mari dificultăți, pentru că ai un pion în minus. Nu? Da. Ce joci? Dama ia pe A2, turnea pe B8. Turnea pe E8, turnea pe A8, turnea pe F8, turnea pe F8. Am un pion în plus. Numai eu sunt cu negru, sunt cel care pot câștiga poziția asta, da? Înțelegi, nu? Cine a văzut? Dar acum vine întrebarea pentru tine. Ce joacă albul aici ca să câștige totuși? Și să nu te uiți aici. Ți-l închid pe ăsta. Sper că nu te uiți așa. De fapt, sunt două variante. Amândouă sunt câștigătoare, dar mai puțin dama 8. Dama 8 a fost o greșeală din partea lui Capablanca, care însă, spre fericirea, spre norocul lui, n-a fost exploatată de adversar care a cedat, pur și simplu. Dama B7? B5. B5. Îți faci baterie foarte puternic pe coloana deschisă B, dar simultan atant și turnul din 8 de două ori. Deci, încă o dată, dama B5 este mutare câștigătoare. Bat. Nu e decât rege G8. Ăsta e ca un cui aici. Dar tot ești mat. A, nu ești mat. Dar chiar dacă nu ești mat, pot să joc dama 7, dar nu pot să-ți iau pionul din G7. Dama 7, ce joci? Cam amenințarea? Turn B8, nu? Ce joci? Nu văd ce joci. Dar poți să și zbat. Și după turn B8, rege E7, să joc turn G8. Să ți iau pe ăsta să transform în damă. Deci am două metode aici. Dacă joci... De asemenea, dacă joci, să zicem, turn C8. Îți bat și joc dama B8 din nou, nu? Da. Și acum cu atât mai mult dama G8 mat. Dar mai e într-un fel aici, să știi că merge și turnea pe E8. Toate variantele astea trebuie neapărat să le vezi destul de clar. Pentru că dacă nu le vezi destul de clar, poți să faci mutare care îți vine prima în minte, cum i-a venit lui Capablanca, care nu poți să spui despre că este un jucător slab, în fond a fost al treilea campion mondial de șah și la ora actuală sunt unii oameni care îl consideră cel mai mare jucător de finaluri. Dar, de exemplu, poți să joci și
Turnea pe 8, urmat de dama 4. Atac dublu, de damă de la E8 și turn de la C2, nu? Ai turn C1 șah, nu? Rege F2. Nu bat, că atunci am ia damă. Deci, cu iată, nu pot să bat că dama 4 nu mai am turnul pe coloana deschis. Turn C1, rege F2. Și tot problema ta nu rămâne, rămâne nerezolvată, pentru că turn C2 nu mai merge. Acum am dama ea pe C2. Deci asta ar fi fost o variantă de asemenea câștigătoare pentru alb. În schimb, el în partidă încă o dată a jucat dama 8. Și negru n-a văzut acest turn al 2 care ar fi răsturnat situația. Asta e haioasă rău de tot. E și 20. Câte e asta? Asta e așa. Asta este remis. Crezi tu? Nu știu. Dacă păi negru e la mutare. A, negru? Negru e la mutare și are 2 pioni în plus. Dacă vrea. Dacă vrea. Vă duci deja chestia aia cu șah etern, nu? Deci fii atent aici. Dar negru e la mutare. În partidă, negru a jucat damă ia pe H3. N-a văzut? Păi nu, că nu e remiză. După damă H3, nu mai e remiză. Decât dacă știi să joci cu albul. Dar stai un pic, asta înseamnă... Fii atent, deci încă o dată. Deci în partidă a jucat dama ia pe H3. Și după șah, rege G7, șah, rege H6. Salg. Dama F4, rege H5. Să crești mare, nu mai șah. Ce faci? Nu poți să joci G4, că e legat pionul. Nu? Da. Mai ai vreun șah? Nu. Nu. Foarte bine. Și negru era foarte mulțumit. Am numai puțin de 3 pioni în plus. Sunt câștigat. Se pomenește cu bomba asta în cap. Turne 1. Pentru că, încă o dată, după rege H5, eu cu negru amenit și foarte răutăcios dam un H1 șah, nu? Deci turne 1. Ups. Și acum ce vede albul cu negru cu stupefacție? Pentru că el este cel care a primit acest turne 1 în cap, ca să spun așa. Dacă îți bat turnul, ăsta îmi joacă din fața mea damă G5. Steal. Și atunci a zis, păi stai un pic, ce îți veni cu pluta, aș da un șah, turn de 3 șah, rege 2 și turn C3. Șah. Nu, turn H1. Altă bombă. Nu poți să joci șah, într-adevăr. Dar poți să, ba, puteai. Puteai să joci și șah. Nu puteai. Turn H1. Și îți câștigă damă. Și scoate remiză. După, damă ia pe H1, șah, rege H4, damă, H6, rege G4, damă H1. Dacă cu spate negru remiză. Pentru că are un tur și 3 pioni. Practic n-are decât un singur punct. El trebuie să-și facă, ca să spun așa, fortăreața, cum s-ar spune. Să mut, de exemplu, turnul la F4, de la C4, de la C3. Atâta mai trebuie să-mi fac fortăreața. Să mut turnul la C4.
tu să nu mai poți urca cu regele în sus și eu nu mai sunt în niciun mat, niciun pericol de mat cu regele negru. Și atunci stai și te gândești, încă o dată aici tur H1 este normal, pentru că dacă joci G4 șah, nu e bun G4. Dar de ce nu e bun? Pentru că joc dama ia pe G4 și la turn H1 pot să joc turn H3. Deci observ, nu? Turn H1, turn H3. Da. A, nu, dar sunt și în șah, stai așa. Sunt în șah, trebuie să schimb dama și pierd finalul. Dar încă o dată, turn C3, turn H1, mutare bombă. Dama H1, șah. Și după H5 mai trebuie să joc un tur C4. Dar problema e, poate negru câștiga? Deci negru a jucat aici dama ia pe H3. Deci negru are în acest moment 2 pioni în plus, dar trăiește sub dama acelui dama de 8, dama F6, șac și șah etern cu remis. Adevărul e că, de exemplu, aici să zicem că îți dau șah așa. Nu? Urmează rege G4, îți mai dau un șah așa, nu? Urmează F4, îți mai dau un șah așa, nu? Urmează turn F3 și zici, mamă, îți iau turnul. Nu puteai să joci rege G5, că aveam damă H5 cu mat, nu? Sau pe aproape. Dar după turn F3 zici, păi ți-au turnul după H5. Da, dar joc rege G5 și când îmi bați ăsta, îți dau șah. Și șah. Și acum trebuie să fii și foarte atent când te duci cu regele negru. Adică ești forțat să te duci mai precis la F8. Și să accesi remiză. Pentru că dacă te duci aici, la acest șah, te duci la G8 și joacă albă aici. Și râde de turnul tău în plus. Rege H6 și te face mat pe tablă. Yeah. Vezi? De aceea se pune întrebarea încă o dată dacă dama H1, după cum văzurăm de fapt, îi aducea câștig negrului. Nu. Singurul care îi aduce câștig negrului, dar încă o dată, e foarte dificil pentru orice fel de jucător, indiferent de forța lui de joc, să calculeze astfel de variante. Și atunci e foarte bine ca în momentul când te decizi la ce mutare candidat să optezi, să faci pe aia care într-un fel este cea mai sigură și care nu implică nimic riscuri. Deci aici mutarea de câștig, deși pare, este simpla mutare rege G7. Și în momentul când joc damă de 8, sperând în același tipar al șahului etern, eu cu negru am turn de 4 la dispoziție, fără să mă ating de acest pion. Pentru că dama F6 șah, unde-i mă săgeata asta? Rege H6, G4, ca altceva n-ai. Nu mai ai dama H4, câmpul H4 este păzit de turnul din D4, iar când joci G4, să încerci să îți realizezi ce? Tiparul de 4, nu mai ai timp. Dama H3, șah. Șah. Și practic poți ceda aici cu albul, da? Dăm voie să fac și o mică pauză. Și tu și eu. De fapt e și 26. Facem o mică pauză de 5, 6, 7 minute. 5, 6, da? Da. Și pe urmă eventual jucăm și niște partide. Să știi că nu reușesc să fac cu tine, dar vreau să și joc cu tine. Ceva. Uite, mai aveam două poziții foarte frumoase și astea eventual ți le arăt data viitoare din nou pe calcul. Dar uite, zis eu așa că te fac vioara întâi, dar parcă tot eu vorbim mai mult.
Te lăsai pe tine doar să zici da. Hai să opresc înregistrarea.